Până acum, distribuitorii nu erau obligați să racordeze la rețea localitățile neelectrificate, ci făceau acest lucru doar dacă această investiție se justifica economic. Electrificarea localităților izolate era realizată cu bani din bugetul central prin Ministerul de Interne și din bugetele locale. Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei a aprobat metodologia pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, reglementare emisă în vederea actualizării cadrului de reglementare necesar transpunerii prevederilor legale privind energia electrică. Potrivit prevederilor acestei legi, operatorul de distribuție concesionar este obligat să asigure dezvoltarea și finanțarea rețelei electrice de distribuție pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție în zona acoperită de contractul de concesiune la solicitarea autorităților administrației publice locale sau centrale realizate în baza planurilor de dezvoltare regională și de urbanism, sărat într-un comunicat al ANRE. Potrivit sursei citate, în cazul în care realizarea acestor investiții nu este justificate economic pentru operatorul de distribuție concesionar, acestea pot fi cofinanțate de autoritățile publice. Evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor respective se determină de operatorul de distribuție concesionar în baza unui studiu de fezabilitate potrivit prevederilor metodologiei aprobate. Metodologia stabilește etapele și procedura de analiză și soluționare a solicitărilor de dezvoltare a rețelei electrice de distribuție pentru electrificarea localităților sau pentru extinderea rețelei electrice de distribuție formulate de autoritățile administrației publice locale sau centrale, în baza planurilor de dezvoltare regională și de urbanism, inclusiv modalitatea de evaluare a condițiilor de finanțare ale locurilor respective, se mai arată în comunicatul ANR, reprezentanții autorității precizează că proiectul metodologiei a fost supus consultării publice ca document de discuție în perioada aprilie-mai acestui an.